găsit, dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă. În această seară vorbim despre parenting eficient cu ajutorul astrologiei. Invitatul meu este domnul Matei Crișan, astrolog, pe care îl salut cu această ocazie. Bună seara, Matei, și bine ai revenit la dialoguri între minte și inimă. Bună seara, Ștefan. Ai venit să vorbești despre un subiect foarte bun, după părerea mea. Este greu să faci parenting în ziua de astăzi. Nu există un manual pentru părinți. Nu există un manual cum să înveți să fii părinte. Chiar nu există. Și parentingul se poate extinde, după cum vom vedea, sper, în această emisiune, și mai mult decât ar putea fi gândit în limitele obișnuite. Se poate face parenting cu ajutorul astrologiei, spui. Întrebarea legitimă care se naște aici este: ce pot afla de la un astrolog ca părinte, eu ca părinte, pentru a-mi îmbunătăți relația mea cu copiii? Asta ar fi prima întrebare care mi-ar veni în minte. Este o întrebare foarte bună și, plecând de la principiul de parenting, că este nevoie să-ți adaptezi modul în care alegi să-ți crești copilul, să-l adaptezi la structura copilului, cea emoțională, mentală, afectivă, psihică, la modul în care se comportă, cum este energia copilului. Da? Sunt copii care se trezesc foarte ușor dimineața și copii care se trezesc foarte greu. Și nu pentru că s-ar culca târziu, ci pentru că ei sunt copii care se trezesc foarte târziu, structural. În acest context, faptul că tu, părinte, ajungi să cunoști în detaliu, și subliniez acest lucru, în detaliu, să cunoști, să înțelegi felul în care copilul tău funcționează structural, da, te va ajuta să rafinezi. Povesteai de manual. Există cu siguranță direcții de dezvoltare pe partea de parenting. Și cursuri și tot felul de lucruri, cursuri, dar da, nici nu știi ce să mai faci până la urmă. Că ele oferă, greu să știi, ele oferă un instrumentar ce merge. Bogat, exact. Ele oferă un instrumentar bogat. Întrebarea este ce alegi mai exact din tot acel instrumentar care să fie cât mai eficient pentru copilul tău, pentru creșterea lui armonioasă. În condițiile în care poate ai în aceeași casă doi copii de temperamente complet diferite, și se întâmplă des asta. Și în contextul acesta, o discuție cu un astrolog pe harta natală a copilului, și aici putem face o asemănare ușor cu umor, dar există un manual. Un manual de creștere al copilului este chiar harta sa natală. Da. E adevărat că ai nevoie de un traducător. Aici, da, e un manual, dar nu e în limba română, ca să facem o glumă. Da. Poate fi tradus în limba română. Asta va face astrologul pentru tine, părinte. Ce câștigi din asta? În primul rând, vei înțelege mult mai bine decât pare la început că înțelegi. Când înțelegi copilul în mod profund. Da, am văzut de multe ori că părinții presupun anumite lucruri. Nu totdeauna însă se verifică în viața de zi cu zi aceste lucruri și copilul funcționează de fapt altfel. Sau are un comportament anume pe care părintele îl atribuie unei anumite trăsături pe care însă copilul respectiv nu o are sau nu are la nivelul la care părintele crede că o are. Și atunci o analiză astrologică obiectivează trăsăturile copilului, abilitățile sale, talente, pasiuni și așa mai departe. Când vei ști că al tău copil are nevoie să mănânce lent, te va ajuta foarte tare să nu te mai enervezi că nu mănâncă repede, că stă 3 minute cu o linguriță de mâncare până când ajunge să o mestece și poate o și înghite. Asta e un exemplu minor, dar plecăm de la acest exemplu și putem să ne dăm seama că pentru un copil va fi important, de exemplu, să trăiască într-un mediu uscat și călduț și va reacționa negativ la un mediu umed și rece. Poate părinții sunt obișnuiți, poate structura lor fizică asta cere pentru a fi în stare de confort.
de unde să realizeze ei foarte clar. Copilul, mai ales în primii ani, s-ar putea să nu spună clar. El va exprima ceva pentru el, pentru copil, clar, dar până ajunge la părinte și înțelege părintele... Astea sunt informații importante, deci... Sunt foarte importante pentru că poți merge și pe direcția, de exemplu, alimentației. Da, din harta natală realizezi mai repede care sunt alimentele care îi fac bine copilului și subliniez asta, nu neapărat care îi plac, pentru că vei vedea și alimentele care îi plac, dar care însă pot fi nocive. Și poți, de mic, să-i dai o creștere sănătoasă în privința aceasta, filtrând gradual ceea ce îi dai. Bine, e clar că tuturor copiilor le place dulcele și dulcele nu este sănătos, spre exemplu, dar dincolo de asta. Depinde de sursa de dulce, însă nefiind nutriționist, nu mă voi duce în direcția respectivă. Nu. Vorbim din perspectivă astrologică, da. Adică asta spuneam, că asta înțelege toată lumea, pentru restul te poți duce la un nutriționist, dar da. Mai rămâne un dar, cu ghilimelele de rigoare. Sau mulți de dar. Pentru că dacă tu nu realizezi foarte repede că al tău copil nu se simte bine în umiditate și temperatură scăzută, poate nu vei realiza de ce este morocănos, de ce are reacții pe care nu le poți gestiona, de ce ajunge la comportamente care pe tine, părinte, te pun în dificultate și te fac să te gândești că nu ești un bun părinte. Poți fi un bun părinte într-un mod mult mai ușor decât îți închipui. Înțelegând, primind în detaliu, citind, răsfoind manualul de creștere, de utilizare al copilului tău. Da. Partea cu somnul. Observ, dacă analizezi bine structura emoțională afectivă a unui copil, vei vedea imediat dacă acel copil, ca perspectivă de dezvoltare, va fi un copil care are tendința mai degrabă să devină autonom, independent, deci va fi ușor să fie învățat să doarmă singur. O problemă des întâlnită astăzi. Sigur. Versus acei copii care, de care părinții se plâng că la 12 ani încă, acel copil vrea să doarmă cu părintele. Și uitându-mă pe harta copilului, observ că acel copil are nevoie de atingere fizică prelungită. Îi explic asta părintelui și se poate rezolva. De exemplu, seara înainte de culcare, înaintea orei de culcare, poate să ții copilul în brațe un sfert de oră, îi oferă ce are nevoie astfel încât să nu mai caute să stea cu tine o noapte întreagă. Tu te poți odihni, a doua zi ai de mers la muncă, iar copilul la fel poate chiar se va odihni mai bine. Sunt exemple care par mărunte, dar ele se leagă de elemente din viața de zi cu zi care ne modifică calitatea actului de parenting. Capacitatea de a crește un copil fiind și părintele echilibrat și în armonie, ca stări emoționale și așa mai departe, da. Iar copilul fiind văzut și înțeles. Pentru că există o varietate mare de tipologii. Pentru că există mai multe tipuri de personalitate. Pentru că fiecare dintre noi are un sistem propriu de reprezentare legat de partea de a asimila, de a învăța. Dau un exemplu. Sunt copii puternic auditivi. Pentru ei, un ton ridicat, răspicat al unui părinte, chiar dacă părintele nu se adresează copilului, poate genera acel ton o stare de anxietate mare și apoi descurcă-te cu acel copil care deja a intrat într-o stare în care nu-și mai gestionează bine el comportamentul și tu nu știi de ce, pentru că tu nu ai țipat la copil. Poate tu te-ai supărat și ai vorbit la telefon, răspicat. Hai să luăm exemplu celor vizuali care învață foarte repede văzând ce faci tu, părinte. Și asta înseamnă că tu ai o responsabilitate foarte mare. Da, cu siguranță. Uite, mă gândeam la un lucru, două aspecte. În primul rând, ca părinte, vrei ceea ce este mai bun pentru copilul tău. Dar, comparat cu tine, la tine, știi unele lucruri, înțelegi ce-ți dorești în viață, ce tip de om ești,
ce fel de mâncare îți place, în ce temperatură te simți bine și așa mai departe. La copil, în special când este foarte mic, nu poți să știi lucrurile astea. Și aici este marele avantaj al unui asemenea manual astrologic de parenting, să zicem. Este un avantaj. Că îți dă idei despre exact aceste lucruri. Încă un aspect. Un prieten de-al meu are, copilul este, nu mai e copil, are 24 sau 25 de ani în momentul ăsta. Copilul a avut foarte multe dificultăți în viață, în special școlare. A trecut prin vreo 4 școli generale, prin vreo 4 licee, s-a tot mutat, nu s-a acomodat nicăieri, a reușit să intre la facultate, a făcut un an la o facultate, un an la altă facultate și așa mai departe. Deci copilul a avut în medie o mutare pe an. În toată traiectoria lui școlară. Și părintele, prietenul meu despre care îți vorbesc, mi se plângea și îmi spunea, nu știu ce are domnule copilul ăsta, că eu l-am tratat tot timpul ca pe mine. I-am vorbit ca și cum aș fi eu. Mereu i-am dat tot ce e bun. Și a rămas foarte uimit când i-a zis, da bine, tu nu înțelegi că acest copil al tău este o persoană diferită de tine? Vezi, el nici nu și-a pus problema. De aceea putem să ne informăm. Kit Heath, care este un autor cunoscut în domeniul parentingului, spunea frumos că atunci când un copil nu învață folosind metoda noastră, avem nevoie să învățăm noi metoda pe care el o folosește pentru a învăța. Absolut. Ai datoria asta ca părinte să faci lucrul ăsta. Nu întotdeauna acest lucru este evident. Nu este evident, da, de acord. Poate să fie foarte, să fie cumva ascuns. Există un mod, lucru acesta. Există un mod care se transmite din generație în generație, de multe generații, un mod de a crește copiii. Acela de încercare, eroare, reușită. Îi dau asta, exact. Văd, merge, nu merge. Dar încercarea am făcut-o pe pielea copilului. Asta vine cu un adică cost cine pentru încasează copil traumele și pentru adult. La treaba asta. Da, și indirect și tu ca adult încasezi reacțiunea acestei acțiuni. Să înțelegi că al tău copil are o structură mentală care are nevoie de timp pentru a asimila o informație, pentru a o primi, pentru a o decodifica și apoi pentru a învăța să o utilizeze, pentru că sunt etape clare, te ajută pe tine, părinte, să-ți reformulezi pretențiile și presiunea pe care o pui pe copilul tău. În harta natală pot vedea o poziție care va indica o gândire rapidă. Copilul prinde din zbor, înțelege repede, da? Și poate utiliza informația și îl vezi că dă feedback-uri, nu știi cum să răspunzi, se descurcă bine, pune întrebări dificile deja de la o vârstă mică, dar nu toată lumea este așa. Și este bine că suntem diferiți. Dacă tu ai un copil în casă, primul copil este un copil care are un mercur în berbec. Are o gândire foarte rapidă. Așa. Dau un exemplu. Da, uite, am văzut foarte mulți copii cu... Și urmează un copil cu mercur în taur. Asta. O gândire mult mai lentă. Primul învață repede, dar poate uita la fel de repede. A prins repede, dar după 3 zile, dacă nu a practicat, se uită la tine la modul, dar ce? Că nu mai țin minte. Cel de-al doilea are nevoie de mai mult timp, poate de 3-4 ori mai mult timp să asimileze, însă odată asimilat va rămâne ce a câștigat, câștigul foarte acela profund. Va rămâne mult timp cu el. În același timp, hai să privim și din altă perspectivă. Când se schimbă ceva în viața primului copil, acesta se poate adapta relativ mai repede. Sigur că sunt și alte elemente din harta natală a copilului care au nevoie să fie analizate, să ții cont de ele pentru a vedea, apropo de viteza de adaptare și de creștere. Da. Iar celălalt, ca structură, va avea nevoie de mai mult timp pentru a face loc schimbării. În primul rând, la nivel cognitiv, la nivel de gândire, abia apoi în planul vieții de zi cu zi. Și dacă părintele se formează, între ghilimele, se formează după primul copil, că uite cât de repede, uite ce note ia, fără să mă străduiesc cu el, nici la matematică, nici la fizică, iar al doilea nu e deloc așa, așteptările acelea pot deveni toxice și să genereze, așa cum ai spus mai devreme,
dificultăți, în timp poate, se poate ajunge la probleme semnificative în relația cu copilul și la dezvoltare problematică a copilului. În condițiile în care fiecare dintre noi și fiecare copil are o structură proprie și eu înțeleg bine acea structură și ca părinte caut metoda de parenting cea mai apropiată ca beneficii, ca eficiență și ca susținere pentru copilul meu, am șanse mari să îl ajut, să-l susțin, să devină un adult echilibrat. E util să ținem cont că fiecare dintre noi vine cu o structură complexă care îmbină partea afectivă, emoțională, mentală, psihică, fizică, nivelul de energie, disponibilitatea de a face efort sau nu într-un anumit moment. Unii, de exemplu, dimineața sunt foarte energici, alții după prânz Sau seara. sau seara, exact. Și dacă le iei pe toate acestea și le îmbini, și vei descoperi că un copil va fi, de exemplu, emoțional puternic reactiv. Și poate tu înveți că o reacție puternică indică o problemă. Nu neapărat. Acel copil are o structură emoțională care îl susține și îl determină să reacționeze puternic. Vei auzi o voce puternică, va țipa tare, va vorbi tare, va cere lucruri mult, se va agita prin casă, va fi entuziast mai tot timpul și așa mai departe. Spre deosebire de un alt copil care poate, a cărei responsivitate emoțională să fie diferită, în sensul că îl vezi că reacționează, dar mult mai slab comparativ cu acesta. Nu întotdeauna compararea făcută între doi copii, chiar trei, care sunt crescuți de către aceeași familie de părinți, da? Nu este utilă. Pentru că unul poate fi introvert ca structură. Sigur, nu, e chiar o greșeală să-ți compari copiii între ei. Este util să înțelegi bine cum este fiecare copil în parte. Și să-i accepti așa cum sunt. Desigur, să-i Sau accepti. să-i accepti că sunt diferiți. Da. Unul poate să fie, când o să fie mare, un bun inginer, altul poate să fie un bun coregraf sau, nu știu, nu are A, importanță, da. sau un bun medic. Ajungem și acolo, apropo de cât de mult își poate oferi un părinte, înțelegând care sunt talentele, abilitățile copilului pe care îl crește și care este direcția pe care viața îi va oferi oportunități de creștere. Desigur că eu pot, teoretic, să mă duc în orice direcție doresc. La fel și copilul meu. Întrebarea mea ar fi: ce rost are să mă duc într-o direcție în care nu am deloc susținere și poate am nevoie să construiesc de la zero foarte mult, spre deosebire de o direcție pe care copilul deja dovedește aptitudini native. Îi este ușor, îi place. Exact. Vorbim deja de o resursă, faptul că îi place, îi produce bucurie. Poate să cânte la pian, dar poate copilul își dorește să cânte la chitară. Uite, mai dau un exemplu, un alt prieten al meu, profesor, la fel ca și mine. Și când băiatul avea 19 ani, urmea să dea admitere la facultate. Și îmi spune, măi, zice, băiatul ăsta, zice, nu vrea să se facă profesor. Ca și mine. Și zic, bine, dar lasă-l, nu știu ce, că tu nu vezi că nici nu are abilități, că îi place și vrea să fie regizor și nu știu ce. Și băiatul a crescut și are 10 premii internaționale deja pe regie de film. 10 premii mari. Dar nu vreau să-i dau numele, că este cunoscut. Cred că am spus destul. Da? Ce-ar fi însemnat ca părintele să insiste ca al său copil să devină profesor? O mare, mare greșeală. Prima pauză din emisiune. Hai, te mai las să spui un cuvânt dacă mai vrei. O greșeală, dar care ar fi pus la bazele dezvoltării copilului trauma de a fi forțat să facă ceva ce nu este potrivit pentru acel copil. Exact ce discutam într-o emisiune trecută, cum ar fi să se un pește să încerce să se cațere în copac. Și cu asta chiar că luăm pauză.
Terapii pentru trup și suflet se realizează în această seară împreună cu domnul Matei Crișan, astrolog. Tema serii este parenting eficient cu ajutorul astrologiei. Matei, pot face parenting eficient cu ajutorul astrologiei? Hai să te întreb pe de-a dreptul. Cu siguranță da. John Wilmot, un autor foarte cunoscut pe partea de parenting, spunea că înainte de a mă căsători aveam 6 teorii și pentru creșterea copilurilor și acum am 6 copii și nicio teorie. Excelent! Apropo de ce vorbeam mai devreme, că pe parcursul timpului, fiind în contact cu propriul tău copil și mergând pe varianta de încercare și eroare reușită, vei descoperi că lucrurile probabil nu sunt așa cum ți-ai imaginat, cum te-ai așteptat sau cum te-au învățat alții, decât în parte. Și că ai nevoie să te raportezi realmente la persoana, oricât de mic ar fi, din fața ta. În acest context, oricărui părinte îi poate fi utilă o vizită la astrolog, întrucât va afla cum este structurat nativ copilul. Și când spun nativ, mă refer la structura aceea care nu va dispărea niciodată, pe care copilul o va manifesta de la primul moment, de când se naște. Îți dau un exemplu. Un copil care va vorbi mult are șanse mari ca la naștere să țipe, fără să fie stimulat de către doctor. Ok. Am verificat acest lucru cu mai multe mame și mi-au confirmat că abia a ieșit copilul și a țipat foarte tare. Ok. Asta este un exemplu. Structura aceasta se va manifesta pe parcursul întregii vieți, sub rezerva situațiilor în care copilul trece prin traume severe, care îl pot schimba, probabil, îl determină, da, să nu mai manifeste multe din trăsăturile, din calitățile, din potențialele lui. Aici vorbim de traumă. Deci, aș dori să lăsăm momentan partea aceasta de traumă deoparte. Înainte de orice, poate fi util unui părinte să afle cum este copilul lui structurat. De ce? Pentru că eu, ca părinte, sunt influențat de cei de dinaintea mea, de părinții, bunicii, străbunicii mei. Corect. Când voi crește un copil, primul pas necesar ar fi să mă uit la mine, să văd care este pattern-ul pe care eu l-am primit din neamul meu și îl transmit și pe care și îl transmit copilului. Este probabil să-l transmit, da, copilului meu. Aici nu aș vrea să spun că există ceva rău sau bun. Nu punem etichete. Poate ceva din pattern-ul respectiv este funcțional, util, benefic pentru mine, a fost deja, da, este, l-am integrat, și poate fi și pentru copilul meu. Dar acest poate fi merită concluzionat după ce înțeleg cine este copilul din fața mea, acum poate, la un an, doi. E practic de-abia început să se formeze, da? În viitor, preadolescență, adolescență, deja caracteristicile structurale vor fi mult mai evidente. Spre finalul emisiunii vom vorbi un pic de partea de preadolescență și de adolescență și, okay, cât de util este în primii 5, maxim 7 ani, înțelegând structura copilului, să lucrezi cu el exact pe acea direcție. Pentru că ceea ce pui să dești bine într-un mod în care copilul poate asimila, să ne aducem aminte de structura de învățare, pe auditiv, pe vizual, pe kinestezic. Exact. Da? Da. De obicei este o binare între acestea și una dintre ele este majoritară. Funcție de cât de bine să dești anumite lucruri, copilul le va asimila și le va utiliza în viața lui de adult și preadult, deci în viața preadultă. Chiar dacă în perioada de preadolescență și în adolescență, posibil să fie rebel și aparent să uite tot ce a învățat bun de la tine, părinte. Aparent. Aparent. Vestea bună este că atât timp cât parentingul se face ținând cont de structura copilului, e un câștig deosebit pentru copil și pentru părinte, pentru că atunci părintele este eficient și resursele lui sunt folosite mai bine. Spuneam de acea structură
și de faptul că un astrolog va ușura rolul unui părinte, rolul de a crește copilul din casa sa, explicându-i cum va ajunge să gândească din momentul în care va avea o perspectivă proprie, deci mentalul, structura mentală devine, se încheagă se și cristalizează, se da. Cristalizează, da. Care vor fi principalele tipare pe partea emoțională și afectivă. Și asta contează mult. Spuneam mai devreme că un copil va reacționa puternic, poate, și altul mai puțin puternic. Pentru tine, părinte, tu vei compara. Poate față de tine, primul copil reacționează puternic. Poate nu e nimic neregulă acolo. În sensul că tu nu ai făcut neapărat ceva greșit sau mediul nu l-a agresat pe copil, pur și simplu copilul are reacții de acest tip în mod natural, firesc, în baza structurii neafectate de traumă. Exact. Și, de asemenea, poate copilul celălalt, al doilea copil din familie, este un copil care reacționează mai târziu, pune limite, pune granițe mai târziu, pentru că el nu simte nevoia neapărat să pună graniță imediat, să reacționeze. Ok. Și nici acest lucru nu este neregulă dacă vine într-adevăr din structura neafectată de traumă. Pentru că aici putem vorbi și de incapacitatea de a pune o limită, o graniță sănătoasă, de exemplu, care este pe subiectul problemă bullying, și la unii adulți. Ele pleacă din copilărie. Da, și pleacă, exact, pleacă din copilărie, bineînțeles. Da. Apropo de subiectul bullying, vor fi copii care vor reacționa imediat. Lasă-mă în pace, dacă nu mă lași în pace, fac asta. Uh-huh. Și e posibil să fie lăsat în pace. Dar vor fi copii care vor zâmbi sau nu-l vor băga în seamă pe cel care încearcă să îi hărțuiască. Și nu răspund. Desigur că într-un anumit context, asta poate genera perpetuarea agresiunii, până când copilul va simți nevoia să spună stop. Dar acest copil s-ar putea să nu răspundă bine unui parenting în care este învățat când ți s-a adresat primul cuvânt urât, tu reacționezi. El o să spună nu am nevoie, pentru că el se simte centrat și el are o rezistență, să spunem, mai mare la acest tip de comportament, de agresiune. Da. În consecință, părintele se poate raporta la aceste informații și, cel mai important și recomand asta, să le verifice. Pentru că, deși vorbim de probabilități comportamentale și de potențiale, de trăsături potențiale ale copilului respectiv, este util pentru părinte să verifice că ele sunt active în perioada aceasta de viață. Pentru că dacă nu sunt active, merită să înțelegi de ce. De obicei, a apărut deja ceva care a afectat copilul. Da. S-a întâmplat ceva. Și, uite, asta îți permite să devii, să fii în contact bun cu copilul și să realizezi rapid când ceva nu mai este în regulă într-un domeniu al vieții. Poate la creșă, poate la grădiniță, la școală s-a întâmplat ceva și copilul nu știe cum să-ți transmită informația. Dar dacă tu îi cunoști bine funcționarea la nivel structural, funcționarea aceea firească, neafectată, vei observa destul de repede când ceva se schimbă. Da, de acord. Facem o mică pauză conform formatului emisiunii și revenim puțin pe acest subiect. Școala spirituală se realizează în această seară împreună cu domnul Matei Crișan, astrolog și psiholog, după cum tocmai ați văzut, și subiectul serii este parenting eficient cu ajutorul astrologiei. Deci, Matei, hai să mai mergem un pic pe direcția asta cu parentingul eficient, că totuși te-am întrerupt un pic înainte de pauză, în sfârșit. Trebuia făcută pauza, că așa cere formatul emisiunii. Hai să mai detaliem puțin subiectul ăsta. Vorbeam de structura copilului.
Vorbeam și de limbajele iubirii mai devreme. În momentul în care în harta copilului observi că luna se află într-un semn de apă, vei ști din start că acel copil este sensibil la nivel emoțional. Va înregistra anumite lucruri mai puternic decât un alt copil care, să spunem, are luna în semn de pământ. Cel cu luna în semn de pământ s-ar putea să râdă de tine când îl cerți. Dacă la asta mai adăugăm și poziția lui Venus în harta natală a copilului și aspectele pe care le primesc și luna și Venus, vei vedea că apar combinații multe. Și să înțelegi rapid de ce copilul tău are un anumit tip de reacție, te poate liniști pe tine, părinte, foarte mult. De ce? Presupunem că are lună în semn de apă, deci e sensibil spre foarte sensibil, dar are un Venus în zodie de foc. S-ar putea să se irite ușor și s-ar putea să Ok. fie, să aibă criză de furie chiar în anumite momente. Mai ales dacă acest Venus primește un aspect dur de la Marte, să spunem. Și în acel context, ai un copil care țipă, care se ceartă cu tine, dar care apoi se duce în colț, închide ușa și plânge. Și s-ar putea ca tu să nu știi că el plânge, să nu realizezi că afectarea este mare pentru copilul tău. Să-l vezi că luptă, să-l vezi că este, are reacții puternice și se ține piept, dar să nu realizezi că după ce ai închis ușa, el trăiește intens, dar într-un mod uneori destructiv, emoția respectivă. Și dacă vei ști asta, e posibil să alegi să nu-l mai confrunți în felul în care ai făcut-o până acum. Și mai degrabă să te conectezi la nivel emoțional cu el, să ai răbdare, să-l asculți sau mai degrabă să-l urmărești și să înțelegi exact ce are nevoie. Apropo de limbajele iubirii, poate ai un copil care are nevoie să fie ținut mult timp în brațe și să petreacă timp în apropierea ta. Nu neapărat nu are nevoie de cuvinte, nu are nevoie de servicii, nu are nevoie de cadouri. Dacă structura părintelui, structura lui natală, este Da, aceea de da. a dărui cadouri, de a face servicii, îi face de mâncare, îi face curat, pregătește hainele. Și peste această structură a venit o formare din familie. Ok. E important să ai grijă de copil și a avea grijă de copil și a iubi copilul înseamnă să-l speli, să-l culci, să-i dai de mâncare, să-l ajuți să-ți facă temele. După cum observi, pe structura deja existentă a celui care odată a fost copil și acum este adult, a fost format de către părinții lui încă o dată pe ideea de servicii și de a face lucruri pentru celălalt, lipsește aproape cu desăvârșire contactul. Contactul fizic, prezența. Exact. În contextul în care părintele probabil are un loc de muncă, care îl obligă să plece de acasă la 7-8 dimineața. Și se întoarce poate pe la 9 seara. Copilul la rândul lui are un program, poate grădiniță, poate școală, after school și așa mai departe. Există un timp limitat în care părintele poate fi în prezența copilului și viceversa. Și nevoia copilului este tot aceeași, de a petrece timp fizic în atingere, poate în brațele părintelui, sau stând umăr lângă umăr și uitându-se împreună pe o tabletă sau pe o carte. Când părintele știe asta clar, o va face, își poate dezvolta obiceiul și atenția să facă asta. Și în acest context va vedea cum nivelul de anxietate al copilului, în loc să crească, stagnează sau scade. Comunicarea cu copilul este mult mai bună, iar copilul este receptiv la cerințele adultului. De multe ori, părinții au cerințe rezonabile. Sigur. Oare de ce uneori copiii nu le ascultă? Pentru că o parte din nevoile lor structurale, fundamentale, Nu nu sunt sunt adaptate acoperite. pe da. Nu primesc ceea ce au nevoie. Da. Da, dar eu îl iubesc, răspunde părintele, dar eu am grijă de el, dar uite ce de cadouri îi fac, dar uite, îi spun zilnic că îl iubesc. Da, dar copilul tău are nevoie, conform hărții natale, să fie luat în brațe
și să stea lângă tine când tu faci lucruri. Poți să gătești, poți să pregătești un proiect, poate ești IT-ist și lucrezi de acasă, e suficient, copilul vrea doar să te știe la un metru de tine. Pentru el este un mod de a comunica la nivel emoțional afectiv și de a primi ce are nevoie. Când știi asta, e clar că îți ușurezi viața. Cu siguranță. Da. Putem spune că un părinte are o misiune față de copilul său? O hartă relațională care analizează relația părinte-copil și copil-părinte va indica zonele de influență majoră ale părintelui față de copil și pot asimila această influență cu misiunea sau cu rolul principal al părintelui în viața copilului. Și când spun asta, merg mai departe de rolul acela firesc pe care un părinte, fie că își dă seama sau nu, și-l asumă când concepe un copil, acela de a-l crește. E posibil, și am văzut asemenea hărți între părinți și copii, ca de fapt părintele să se fie angajat doar să-l aducă pe lume, nu să-l și crească. Și da, la un moment dat, copilul ajunge să fie crescut de bunici, de unchi, exact la asta mă gândeam, sau să da. Fie dat spre adopție. Lăsând acest subiect la o parte, care este complex și generează efecte puternice în viața celui care va deveni adult. Mega puternice, câteodată. Da. În mod clar, un părinte, cu energiile sale de bază, din harta lui natală, de exemplu, soarele părintelui. Dacă soarele părintelui se duce pe casa a șaptea copilului, și aici vorbim, casa a șaptea înseamnă relația de cuplu, relația de mariaj, asocierile de business, dar și relația cu dușmanii care sunt vizibili, oamenii cu care ești în conflict. Acum, dacă părintele a lucrat cu el și este un om echilibrat, cel mai probabil amprenta pe care o va da copilului și un impuls puternic îl va da pe direcția aceasta a relației de cuplu sau poate a asocierilor în viața de zi cu zi în business. O să-mi spui ce legătură are asta cu un copil mic pe care tu îl crești. Are legătură, pentru că dacă soarele părintelui este în casa a șaptea copilului, se observă că acel copil este foarte atent la legătura de cuplu a părintelui care îl influențează în acest fel și învață direct dacă acest părinte se poartă într-un anumit fel în relația lui de cuplu, fie că persoana respectivă este mama sau tatăl copilului sau nu, copilul va învăța mult de acolo. Practic va ajunge să preia acel model foarte clar. Mai târziu, când copilul este în perioada de preadolescență, adolescență, poate chiar a trecut în perioada de adult, va manifesta mult de ce a primit acolo și va fi în continuare influențat de părinte, poate prin sfaturi. Asta dacă părintele este centrat și echilibrat, vindecat, dacă este un om care e pe drumul lui. Păi asta se întâmplă foarte rar, știi? Dacă nu știi este bine așa, lucrul acesta. Dacă nu este așa, ce crezi că va face acel soare al părintelui în casa șaptea copilului? S-ar putea să descoperim că au o relație conflictuală, puternic conflictuală. Spuneam de oameni cu care ești în conflict pe față. Exact. Păi da, energia de bază a părintelui este în acea casă și atunci este natural ca cei doi să fie în conflict, mai ales dacă apar și aspecte dure între alte interaspecte între planetele celor doi. Și am văzut acest lucru destul de des. Părintele nu înțelege ce se întâmplă, iar copilul are o atitudine puternică de rebeliune. Lasă-mă în pace, nu vreau să te ascult, te mai și bagi în relația mea de cuplu și așa mai departe. Da. Acesta este doar un exemplu, pentru că același părinte va avea și alte poziționări planetare pe harta copilului. Să spunem că vorbim despre Jupiter, planeta expansiunii, a creșterii, a dezvoltării, încrederea, bunăstarea. Poate că aceasta se află în casa 11 a copilului. Și aici vorbim despre capacitatea copilului de a lucra cu grupuri de oameni, să spunem. Da. Da? Și poate misiunea copilului chiar asta este. Care este efectul direct al părintelui, chiar dacă părintele nu realizează asta conștient, în viața copilului?
cumva, de-a lungul timpului, părintele îl va expune pe copil la experiențe, la evenimente, la acțiuni, activități care îl determină pe copil să descopere că îi place să lucreze cu grupurile de să fie în grupuri de oameni, să se conecteze, să rămână conectat la ele și să lucreze cu aceste grupuri. Dacă însă părintele este conștient cu mult timp înainte ca al lui copil să devină adult, atunci, practic, darul și pentru părinte și pentru copil este mare. Pentru că acel părinte va ști din timp să hrănească direcțiile pe care copilul se poate dezvolta cel mai frumos și sănătos. Și în acest context, poate că observă o tendință din când în când a copilului de izolare. Și atunci, știind ce a discutat cu astrologul, că acestui copil este bine să fie în grupuri de copii, îl va duce acolo. Va crește apetitul copilului pentru activități de grup, de activități de echipă și așa mai departe. Și peste 40 de ani, 35 de ani, vom observa că adultul care odată a fost copil crescut în acest fel, conștient de către părinte, este un adult care ușor, firesc, merge pe drumul lui în viață și își îndeplinește misiunea. Cred că pentru un părinte să vadă asta este o răsplată în sine. Da, cu siguranță. Cu siguranță că este și ar fi un lucru foarte bun, de fapt, un mod de a vedea înainte cumva ca părinte, de a fi vizionar să procedezi în felul ăsta. Uite, stăteam și te ascultam și mă gândeam la ce spui și la îmi rememoram niște lucruri din viața mea și mă gândeam ce bine ar fi fost ca părinții mei când erau tineri să fi avut acces la asemenea cunoștințe, cât de mult ne-ar fi putut modifica nouă, copiilor din generația mea, actualilor adulți, viața în bine. Da. Asemenea lucruri. Vezi ce, vezi, Matei, cât de valoroasă este informația atunci când o ai. Fiindcă atunci când nu ai, nu-ți dai seama. Da. Pur și simplu. Apropo de valoare, o analiză descerută este cea care privește sănătatea copiilor. Desigur, pe următoarea perioadă, de 6 luni, 12 luni, 18 luni, 24 de luni. Și pentru că analiza tranzitelor oferă o imagine clară și precisă, îi poți transmite părintelui care sunt perioadele de vulnerabilitate mai mare pe sistem respirator, pe și așa mai departe. Iarăși, sistem digestiv. Iarăși util. Util. Pentru că poți acționa acesta din timp, preventiv. Asta nu înseamnă că devenim ipohondri, în niciun caz. Păi, normal că nu trebuie să cădem în partea cealaltă. Putem folosi informația în contextul în care eu știu că în perioada următoare copilul poate dezvolta probleme de asimilare la nivelul intestinului subțire. Dau un exemplu. Acest lucru este vizibil dacă faci parte de analiză previzională și îi transmiți asta părintelui. Când am transmis acest lucru, părintele s-a dus cu copilul să-i facă analize. L-am rugat să verifice. Exact. Și într-adevăr, întreabă medicul de familie și așa mai departe. Se pot face o mulțime de lucruri. Nu sunt asimilate corect. Și mi-a plăcut replica pe care părintele mi-a spus-o, replica medicului, că ce bine că ați venit acum, pentru că l-am prins exact la începutul perioadei și dacă acționăm acum, practic copilul nu suferă deloc. În câteva zile, nivelul acelor elemente se va echilibra în sângele copilului și totul va fi bine. Vezi ce înseamnă când poți să previi anumite lucruri? Din nou, nu ipohondrie sau teamă, ci acțiune. Nu, acțiune echilibrată. Da. Asta trebuie să faci. Bine, luăm din nou o scurtă pauză și revenim cu rubrica de carte. Acolo vreau să văd cu ce propunere vii, după care o să îți adresez încă o întrebare.
Cartea lui Ștefan se realizează în această seară împreună cu domnul Matei Crișan, astrolog, invitatul emisiunii mele de astăzi. Tema emisiunii este Parenting Eficient cu ajutorul astrologiei și, Matei, cartea este... Părintele Eficient de Thomas Gordon. Părintele Eficient de Thomas Gordon. De ce recomanzi această carte? Ce ți-a plăcut în mod deosebit la această carte? Le oferă părinților o metodă de negociere între părinți și copii. În sensul de a-i ajuta pe copii să conștientizeze care sunt lucrurile pe care le pot face singuri, pentru că țin de competența lor, și să-i stimuleze să ajungă să le facă singuri. În acest fel, sarcina părintelui de a crește copilul este, dincolo de mai ușoară, se transformă de multe ori într-un proces în care amândoi cresc foarte bine. Okay. Este de menționat aici un lucru. Putem accepta, la un moment dat, pe drumul creșterii și evoluției noastre ca adulți, că să înveți să fii părinte este natural. Probabil vei ști niște lucruri moștenite, da, care s-au transmis din comportamente ancestrale, să zicem. Dar este bine să te raportezi la ce se întâmplă acum, aici și în jurul tău, și la ce resurse există. Și, de exemplu, parentingul modern oferă multe resurse. Ok, bun. Întrebarea la care mă gândeam înainte de pauză ar fi următoarea. Cât de mult influențăm noi, părinții, un copil? Și cum poate fi văzută din timp această influență cu ajutorul astrologiei? Harta natală a părintelui. Harta natală a părintelui, dar și a bunicilor și străbunicilor. Și dacă ai datele în spate din arborele genealogic, mers mai departe. Există în fiecare curent, în fiecare structură de abordare astrologică, fie că vorbim de astrologia maiașă, unde ai matricea familială, care ți arată bine de tot cum unchiul din partea mamei vine și îți afectează proiectul de viață. Nu-ți poți duce la bună împlinire proiectul de viață, pentru că de acolo vine ceva care te perturbă. Okay. Stând să analizezi, vei realiza că probabil s-a transferat un mod de a face lucrurile care a contaminat și familia în care tu ai crescut și te-a contaminat pe tine. Copil, da, care s-a transformat într-un adult. Astrologia caldeană oferă de asemenea instrumente deosebit de eficiente în sensul următor. Vei vedea cum părinții tăi, de asemenea bunicii și cei din spate, vin și influențează diferite sectoare ale vieții tale. Este o completare a matricei familiale de care vorbeam mai devreme. Sunt structuri care se completează bine și una îți arată o dinamică într-un anumit fel, iar cealaltă vine și detaliază anumite aspecte. Îți dau un exemplu concret. Există familii în care este dificil să aibă copii. Da. Adulții cu greu reușesc să conceapă un copil și asta se repetă generație după generație. Copiii vin târziu, după vârsta de 35, poate chiar 40, poate chiar 45 de ani, cu eforturi foarte mari din partea celor care își doresc copii. Acolo este evident o influență din neam. Și îmi permit să spun asta pentru că de multe ori în hărțile celor care s-au străduit acum să aibă un copil și acest copil a venit după o anumită vârstă și cu eforturi mari, uneori chiar fertilizare in vitro, apar, da, în hartă blocaje, transferuri care vin pe filiera neamului în harta părintelui. În harta uneia dintre cei doi, a bărbatului sau a femeii, sau, se întâmplă des, în harta amândorura. Pe lângă aceasta, care vorbește efectiv despre dificultatea de a aduce un copil pe lume, vorbim de multe ori despre paternuri nocive, despre lucruri care se întâmplă în neam. Un exemplu este acela că la un moment dat un membru de familie pleacă
se desparte de parteneră, de partener. Acum câteva generații se face asta și plecând din familie generează o anumită traumă copiilor. Poate de abandon, poate de abandon și de respingere. Rămâne de văzut. O traumă care se transmite foarte bine, multe generații copilul, din acel moment. Copiii pot fi mai mult sau mai puțin afectați, dar probabil unul dintre ei va fi afectat puternic. Acesta va trage anumite concluzii, își va crea anumite credințe de viață și în baza lor va crea și va genera niște scenarii de viață care, atenție, pot să îi perturbe chiar împlinirea propriei misiuni, interpretat astrologic. Îl pot îndepărta chiar de propriul drum. De aceea, ca părinte, e important fiecare să-și cunoască harta, să înțeleagă care este drumul său. O să dau acum un exemplu văzut de curând. O persoană care era foarte implicată în creșterea propriului copil, dar atât de implicată încât cei din jur spuneau că perturbă copilul. Misiunea persoanei acesteia era să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală. Dar, ducând din energia din casă, din familie, spre partea de profesie, unde lucrurile nu mergeau chiar strălucit și de aceea și avea misiunea asta. Avea nevoie să se concentreze, să-și ducă o parte din energie. Nu spun să nu se ocupe de familie, ci doar să găsească un echilibru, să producă un echilibru acolo. Și ca pattern în harta acestei doamne am găsit că la o vârstă mică tatăl a plecat din familie și am verificat și spun, uite, văd următoarele planete în casa a patra a familiei, care pot arăta o despărțire bruscă în jurul vârstei de 4 ani sau cel puțin o îndepărtare la nivel afectiv emoțional a tatălui, pentru că erau două aspecte care împreună spuneau clar că s-a întâmplat ceva sever și luate separat oricum aduceau înstrăinarea de către tată. Tatăl se înstrăina de către, se îndepărta de familie chiar dacă ar fi rămas în aceeași casă. Mi-a confirmat că la vârsta de 4 ani și câteva luni tatăl a plecat din casă fără niciun cuvânt. Acest lucru pentru ea a generat anumite credințe de viață. Și uite cum mai târziu, deși drumul ei și misiunea o invită să găsească un echilibru între viața de familie și viața profesională în favoarea ultimei, pentru că aici era deja prea multă energie, da? Datorită unei traume care nu a fost instrumentată corect, nu și-a dat voie să se ocupe de suferința ei de atunci, să își reformuleze poziția și să vadă că exista într-adevăr un subiect karmic de rezolvat cu tatăl, pentru că am făcut după aceea analiza harta relațională cu tatăl ei și am înțeles amândoi imediat de ce s-a întâmplat acest lucru, iar persoana în sine a avut o eliberare foarte puternică în acel moment. Chiar dacă a plâns puternic, a fost de fapt o eliberare și apoi s-a relaxat, a acceptat ce s-a întâmplat mult mai ușor și, bineînțeles, copilul interior a intrat într-un proces de vindecare accelerată. Revenind, abia din acel moment a reușit să se echilibreze în comportamentul față de propriul copil și să nu mai pună atât de multă presiune acolo. Pentru că, inconștient, i-a căutat să balanceze ceva, ce să echilibreze ceva ce i s-a întâmplat ei, ducând mai departe către copil. Harta părintelui spune multe despre cum să-ți crești tu propriul tău copil. Da. În acest context mi-am notat un citat al unui cunoscut psihiatru, Frank Pittman, și el spune așa... Cu care o să și încheiem rubrica, fiindcă am depășit deja timpul. Produsul final al creșterii copilului nu este copilul, ci părintele. Cred că nu este un lucru cu care să pot fi mai de acord decât sunt cu... Uneori, cu această, copii cu această frază, da. Vin și ei cu misiune față de părinte. Copiii au o misiune extraordinară câteodată în raport cu părinții. Ultima pauză din emisiune.
recomandările săptămânii se realizează în această seară împreună cu domnul Matei Crișan, astrolog și psiholog, la sfârșitul unei emisiuni în care am vorbit despre parenting eficient cu ajutorul astrologiei. Am două recomandări pentru dumneavoastră, ambele eficiente, simple și eficiente. Prima ar fi să consultați site-ul personal al invitatului, mateicrișan.ro este site-ul, pentru a afla detalii despre activitățile pe care le-a avut domnia sa recent și pe care urmează să le aibă. Și a doua este, în cazul în care aveți întrebări, folosiți rețelele de socializare, puteți să-l contactați pe domnul Matei Crișan prin intermediul lor, contul fiind pe același nume ca și în viața reală. Acestea fiind zise, Matei, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu siguranță ai venit cu informații utile și profunde, aș putea adăuga eu. Și am să te rog să vii tu cu fraza de încheiere, în conformitate, bineînțeles, cu conținutul emisiunii. Mulțumindu-ți pentru invitație, aș vrea să-ți menționez că fiecare copil vine deja cu manualul lui de creștere, ceea ce este reprezentat de harta lui natală. Astfel că părintele poate folosi acest instrument astrologic, ducându-se la un astrolog, pentru a-și ușura viața și pentru a face un parenting eficient. Manualul de utilizare al copilului este harta sa natală. Foarte frumos. Deci iată o contrazicere foarte bună și foarte pozitivă privind această vorbă care se vehiculează că nu ar exista un manual pentru a fi părinte și pentru a crește copii. Uite că undeva există un manual, el este undeva într-un plan mai subtil. Cunoașteți copilul cu ajutorul astrologiei. Și te cunoști și pe tine cu ajutorul copilului și al astrologiei. Încă o dată mulțumesc, Matei. Dragi prieteni, vă doresc o săptămână minunată, să ne revedem cu bine sâmbăta viitoare în jurul orei 19 la Dialoguri între minte și inimă, numai și numai la televiziunea 6 TV.